Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Consilierii locali se întâlnesc astăzi în ședința ordinară a acestei luni. Cel mai important punct de pe ordinea de zi este proiectul bugetului local pentru anul 2012. Pentru acest an, aleșii locali au trecut în proiectul de buget mai multe investiții. De la reabilitarea cartierelor și până la lucrări în cetatea Făgărașului, toate acestea au fost prezentate într-o conferință de presă, la care au participat atât viceprimarul și primarul Făgărașului, cât și deputatul Gheorghe Gabor. Aleșii locali au mai multe propuneri de investiții pentru anul 2012. În primul rând se va continua seria reabilitării cartierelor. Astfel, în 13 decembrie, 1 decembrie, zona gării, vor fi modernizate aleile, parcările, trotuarele. De asemenea, trotuarele de pe strada Negoiu vor fi reparate. În limita fondurilor, aleșii au un plan să reabiliteze și cartierul Câmpului, Bulevardul Unirii, dar și strada Castanului. Nici cetatea Făgărașului nu a fost uitată. În acest an se va deschide șantierul aici. În plus, edilii au un plan să realizeze din sala tronului o sală de ședințe multifuncțională. Amenajarea pe parte de arhitectură și pe parte de mobilat, pereți, pardosel și tavan este un proiect cu placaj de placări de lemn masiv, proiect care a fost avizat de Ministrul Culturii. Pe parte de mobilier util, aici va trebui să consultăm un arhitect, un specialist pe partea de amenajări, să vedem modulele, cum pot să fie ca funcționalitate pe toate segmentele de activitate. Nici copiii orașului nu au fost trecuți cu vederea de edili. Anul acesta și-au propus să realizeze mai multe parculețe de joacă. Am bugetat pentru 8 parcuri de joacă mobilierul necesar, plus un parc pentru role și un parc pentru gimnastică, aparate pentru gimnastică. Locațiile pentru parcurile de joacă le știm, vor fi în cartiere, celelalte sunt în discuții, sunt variante de propuneri, însă în zonele cu aglomerare de blocuri de locuințe va trebui să obținem avizele și acordul asociațiilor de proprietari. În conferința susținută de edilii orașului s-a discutat de asemenea despre lucrări începute și care vor fi finalizate în acest an. Este vorba despre azilul de bătrâni, care însă mai are nevoie de 700.000 de lei pentru dotările necesare pentru a putea funcționa, bani de care administrația locală nu dispune însă. Noi suntem în discuții în acest moment cu un ONG din Germania, suntem în discuție cu și arătăm deschiderea pentru toate ONG-urile din România care și-ar dori să intre într-o formă de parteneriat cu municipiul Făgăraș. Noi am realizat clădirea împreună cu structurile guvernamentale care au finanțat de-a lungul anilor această clădire, dar pentru a începe activitatea este clar că este necesară această sumă de 7 miliarde pentru dotarea cu mobilier și cu celelalte dotări pentru a face posibilă aducerea, știu eu, a 50 de persoane vârstnice în azil. Un subiect delicat despre care s-a discutat în conferința de presă a fost și situația asistenților persoanelor cu handicap din Făgăraș, pentru care guvernul a transmis fonduri insuficiente și în acest an. Indemnizațiile asistenților persoanelor cu handicap neurolocomotor este din nou aceeași meteahnă a guvernanților de a transmite alocarea unor fonduri pentru plata asistenților persoanelor cu handicap insuficiente. Fondurile pe care ni le-au transmis că le vor aloca anul acesta sunt până la jumătatea anului. De asemenea, s-a discutat despre asfaltarea mai multor drumuri din Făgăraș, despre realizarea în viitor al unui monument al eroilor, dar și despre unul al rezistenței anticomuniste. Toate acestea se vor discuta și în ședința ordinară din această seară.